Glacius. Ok, să mergem, Harry. Dreapta, voi lua dreapta de data asta. Jumătate voit, jumătate nevoit. Trebuie să prind acea chestie. Ok. Cred că era aproape imposibil să ratezi chestia aia, pentru că... Nu. Shite. Flitwick, mă mai dai mult cu capul de gheață, chiar în halul ăsta de nesimțit. No! Fuck. Trebuie să o iau de la capăt. Să o iau de la capăt. Nu știu ce e asta. Oh, shit! Și zburăm, și zburăm, și zburăm, și zburăm printre stele. Okidok. Am reușit deocamdată. Sunt minunat. Fuck this shit! Cineva s-a gândit să sune la interfon. Pauză. Mă scuzați. Oh, fuck, am ratat cartea aia. Pentru că am pus pauză ca prostul. Shit, cum iau eu prostia asta? Oh, fuck, am luat-o. Și am câștigat doar 8. Sunt de o nasolitate perfectă. Unde am ratat una, nu știu. Ce e trist, nu le-am găsit pe toate. Te-aș ruga să taci, pentru că filmez. Minunat, Ron. Da, pot să îngheț chestii și să le ud. Oh, Hermione, ești prea tocilară. Sau să nu ne mai întoarcem niciodată la aceste challenge-uri, le-am terminat pe toate. Hai să ne distrăm, bitches. Despite the dangerous visitor lurking around Hogwarts, Harry insisted on going to visit Hagrid. Hai să-l vizităm pe Hagrid. Să vedem ce păsește hipogriful Buckbeak. Ciori. Oh, da, doar au zburat niște ciori, înseamnă că Buckbeak a murit. Ce proști sunteți. Ei, șobolanul. Ce stupid, n-are niciun sens ce au zis, adică nimic din joc n-a avut până acum legătură cu povestea și au băgat povestea peste joc într-un fel foarte stupid. Dacă nu ai citit cartea sau nu te-ai uitat la film, nu o să înțelegi nimic în viața ta, dar bănuiesc că nu mai contează, este ok. Și nici măcar nu știu dacă poți să joci chestia asta. Nu, doar privim. Have fun. Hermione este crizată. Hermione, iar ești din acea perioadă a lunii? Te rog. Where does this tunnel come out? Ok, suntem în tunel. But we've got to help Ron. The fuck? Do you hear something? Oh, nu, un schelet. Trebuie să facem amândoi odată, Hermione. Sincronizează-te cu mine. Uite acest os era gen. Fuck, bitch, I'm free. De pulso se face în minim, doi. Hai, fă și tu de pulso împreună cu noi. Ok. Holy fuck! Mai sunteți mulți? Hogwarts, cel mai safe loc din lume.
Bine, practic acum nu suntem în Hogwarts, suntem în tunel. Dar nu contează. Tocmai era să ocolez chestia aia care salvează. Cred că am zis să ocolez. Aș vrea să-mi aud gândurile înainte să vorbesc, dar nu se poate. Alohomora. Hai că ne-am scos. Guguloaie de-astea sunt, cred că și în gaură de șarpe în acest joc. Oh, fuck. Ăștia sunt ca minele, calcinei și de-abia atunci se trezesc și ei să se formeze scheletul viu. Pile of shit. What? Ok, o salamandră. Oh no. Oh, Harry, you such a pussy. Hermione, poate te faci și tu folositoare și faci ceva. A, dar stai, pentru că doar eu știu această vrajă. Hermione nu știe, pentru că este proastă. Da, cei drept, nici Harry nu știe să transforme stânci în patrupede. Da, mai pot să dau bacul și la toamnă. Ok, schelet. Ok, fucker. Practic își rupe coaste și aruncă în oameni. Dacă îl lăsăm să arunce destule oase, nu o să mai aibă ce să apuce și o să cadă pe jos, pentru că nu o să mai aibă femur, nici umerus, nici ulnă, nici celelalte oase pe care nu le mai știu. Unde e ușa? De ce sunteți atât de mulți? Cât calciu într-o singură cameră. Ok. Mulțumim pentru toate dulciurile. Chiar că își iau locul în acest... Locu? Doamne, ce naiba, nu mai știu să vorbesc deloc. În acest locu. În acest loc cu... scheleți. Sunt în stare de ebrietate psihică. Sunt în stare de ebrietate pe uscat, mă jur. Bine, poate că nu se cheamă ebrietate, se cheamă doar prostie. Caracteristică mie. Să trecem peste. Mă jur, Harry este făcut din jeleu. Deci a căzut de 10 ori în jocul ăsta de la înălțimi incredibil de mari și nu a pățit absolut nimic. Da, haideți să plecăm înapoi, Hermione, să-l lăsăm pe Harry aici. Ah, păcat, ușa e închisă. Ok, pentru că orice om care vrea să facă un tunel lasă dragoni și căi de scăpare multiple. What the fuck? Zboară, dragonule, pe lângă stălupi dacă se poate să mor. Ok. Am dat foc la ceva, nu știu la ce ne-a ajutat, dar... să ne prefacem că știm ce se întâmplă, deși nu dețin deloc controlul asupra acestui joc deocamdată. Nu știu ce fac sau de ce fac. Credeam că am ratat flacăra. Ok, mai avem o singură flacără, dar a prins. Cea din inima noastră. I'm so deep. Hashtag dragoste în Harry Potter. Ok, Hermione, taci din gură. Ești... Hermione e fabuloasă, faci așa după ce s-a terminat vraja. Mă întreb ce se întâmplă dacă ne aruncăm în fosa septică de sub noi.
cred că am căscat tot filmulețul acesta. Îmi cer miliarde de scuze. Aproape am terminat cafeaua și de ce beau, de-aia mi-e mai somn. Yo, Harry, I'm gonna let you finish, but Hermione had some of the best spells in the fucking world. Harry, you're a fucking pussy. You're a wizard, Harry. I'm a what? Ce tare că profesorii au învățat exact chestiile de care o să aibă ei nevoie când se bagă în tunel. Încetinim. Ok. Acum ce? Spongify. Ok. Chiar trebuie să mă bag în aceste pericole pentru niște guguloaie nașpa. Gen, aș putea să pic în orice secundă pentru că mă cred în stare. Să lăsăm aceste bombonele. Uite cât de tare! A, nu mai am. Mă obișnuit. Da! Dar este ok. Harry Potter e făcut din jeleu, el supraviețuiește oricărei căzători. Și m-am lovit cam tare, totuși. Nu mai e nimic aici. Uite ce buni suntem, Hermione. High five, bitch! Cineva îl violează pe Ron. Acele țipete dau pe bune. Și acum ce? Și de unde naiba urla Ron de l-am auzit când încă mai avem de mers vreo 5 km până la destinație? What the shit? Ajutor, suntem închiși. Oh fuck. Parf. Shit! Oase au plouat în ziua când ai învățat de pulso. Osul ăsta a fost gen ultima strigare. Uite și acum sare osul ăla. Este un os rebel. Ceva iese din tavan pe aici. Nu știu ce reprezintă. Hai, Hermione, ajută-mă. Nu mai sta acolo ca o inutilă. Te spun, Luron, ce ai făcut cu profesorii Dumbledore și McGonagall în timp ce dispăreai și ne lăsai pe noi să ne plimbăm prin castel singuri.